Ludovic Orban este la un pas să părăsească Partidul Național Liberal, o decizie pe care a anunțat că o va lua dacă PNL bate palma cu PSD-ul. Ceea ce s-a și întâmplat, însă Orban are mari șanse să nu apuce să-și dea demisia, pentru că, potrivit unor surse, Florin Câțu l-ar fi amenințat aseară că la următoarea ședință de partid îl va exclude. Aici e vorba în politică, e vorba de principii, valori, credință și de angajamentele pe care le ai față de oamenii care ți-au acordat încrederea. Oamenii nu n-au votat pe 6 decembrie ca să batem palma cu PSD, să facem un guvern cu PSD. Ludovic Orban se declară profund dezamăgit de decizia liberalilor de a face coaliție cu socialdemocrații și că au fost abandonate discuțiile cu USR. Iar discuțiile din sală nu dau nume și nu vă spun, dar să vii cu motivul ăsta penibil că nu există o majoritate parlamentară stabilă și că această majoritate depinde de Ludovic Orban sau de minorități. Deci problema este că ai la îndemână posibilitatea de reformare a majorității parlamentare cu coaliția de centru-dreapta care a fost investită după alegerile din 6 decembrie. Practic, această, din punctul meu de vedere, această variantă este abandonată. Ludovic Orban mai susține că președintele Klaus Iohannis își dorește formarea unei coaliții PSD-PNL care să-i conferă o majoritate confortabilă în Parlamentul României, astfel încât să nu mai existe niciun risc pentru vreun demers, ceea ce a fost cel mai probabil o aluzie la o eventuală suspendare. Ce explicații să se dea? Nu există nicio explicație rațională. Eu știu din ce motive președintele Iohannis își dorește această coaliție care să-i dea o majoritate parlamentară absolut confortabilă, astfel încât să nu mai existe niciun risc pentru vreun demers. Și le-am spus ceea ce am spus la tribuna Parlamentului, că ei trebuie să întoarcă cu fața la cetățenii români, ceea ce de multe ori presupune să întoarcă cu spatele la chiriașul de la Cotroceni.